Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Astăzi vom vorbi despre constelațiile familiale, o metodă psihoterapeutică foarte cunoscută în întreaga lume, care de ceva timp a ajuns și în România. Ce înseamnă această metodă și cum ne poate ajuta, ne va spune invitata mea de astăzi, Laura Ghiță, psihoterapeut și facilitator constelații familiale. Laura, bine ai venit, mă bucur tare mult să te revăd. Bună, Dana, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Înainte de a ne explica tu ce înseamnă constelațiile familiale, de ce constelații? Are așa un nume neobișnuit puțin. Da, da, da. Este nevoie de a explica denumirea acestei metode, pentru că toată lumea, când aude constelații familiale, face legătura cu ceea ce vedem pe cer cu astrele și nu are această metodă legătură cu astrele. Deci nu are legătură cu astrologia. Nu are legătură cu astrologia, nu că astrologia nu ne-ar fi de folos, okay. Nu este de mare folos. De ce constelații? Inițial s-a numit în germană, pentru că fondatorul ei este Bert Hellinger, care este de origine germană, s-a numit așezarea familiei în spațiu. Probabil că atunci când au făcut traducerea în limba engleză, și-au dorit să fie cât mai sugestiv, astfel încât noi să putem înțelege că în familie suntem legați unii cu alții și depindem unii de alții, suntem în interdependență, exact cum într-o constelație sunt astrele. Tot ceea ce se întâmplă cu un astru pe cer le influențează pe celelalte. La fel și noi, tot ceea ce se întâmplă cu un membru al familiei ne afectează pe toți ceilalți membri ai familiei. Vorbim doar de familia actuală sau și de strămoșii noștri? Vorbim de familia de origine și de familia actuală. Sunt un tot. Se mai numesc și constelații sistemice de familie. Sunt un tot. Și de ce sistemice? Pentru că funcționează ca un sistem, ca un sistem natural. În această viață, după cum știm, totul funcționează după anumite reguli, într-un mod sistemic, iată și corpul nostru este un sistem cu mai multe subsisteme, organele care funcționează în interdependență. La fel și în familie. Familia este un sistem care funcționează în mod natural, are regile sale specifice, proprii, și care funcționează după aceste legi. În momentul în care aceste legi sunt încălcate, din diverse motive, și o să le discutăm, apar disfuncționalități în sistem și atunci energia vieții nu mai curge prin sistem, începe să se blocheze și generațiile următoare nu vor mai apărea. Și atunci acest sistem are acest scop, această esențială treabă de făcut, aceea de a perpetua viața în sistem. Și forțează generațiile viitoare să repete ceea ce s-a întâmplat în urmă. Când întâlnim acele tipare, un tipar, în familie, exact, da? Un tipar, un comportament asemănător, o boală, care să ne facă să reparăm, să desfacem blocajul energetic care s-a întâmplat cu generații în urmă datorită unei experiențe negative, traumă și așa mai departe. Hai să vedem. Și, da, da, da. Ce înseamnă, de fapt, constelații familiale? Cum da. Ne ajută? Și o să încerc cu o imagine pe care o să o vedeți târziu, poate mai bine, mai clar, o să detaliem. În această imagine avem aici un triunghi. Acest triunghi reprezintă cea mai nouă generație a sistemului, generația actuală. Pentru o vreme mai scurtă sau mai îndelungată va fi cea mai nouă generație, apoi vor apărea alte generații. În spatele acestui triunghi se află mama și tata, următoarele două triunghiuri. Părinții noștri au și ei părinții lor, deci bunica maternă și bunicul matern, bunica paternă și bunicul patern. Deci deja vedem că în spatele nostru prima linie este formată din două persoane, a doua linie din patru deja, apoi străbunicii, care devin 8, da? Și se tot extinde. Și da? Se tot extinde, crește exponențial numărul pe linii de generații, numărul strămoșilor noștri. Aici reprezentarea este o reprezentare șamanică,
Sunt aici 7 generații, așa cum știm și noi din ortodoxie că așa numitele păcate de neam. De neam se moștenesc din generație în generație până la 7-a generație. Se pare totuși că informațiile implementate la nivelul ADN-ului sunt de mult mai de mult. Pot fi, adică sunt de la începutul creației, de la începutul vremii. Și prin aceste linii de strămoși, energia vieții și energia iubirii curge către generațiile viitoare. În momentul în care apare o experiență negativă, o traumă, și să ne aducem aminte că avem două evenimente majore în istoria omenirii, cele două războaie mondiale, care au afectat extraordinar de mult toată populația globului. Deci aceste evenimente cauzează blocaje energetice care duc cu timpul la blocarea vieții, curgerii vieții și energiei iubirii către generațiile viitoare. Hai să luăm un exemplu concret ca să înțelegem. Dacă străbunicul meu, să spunem, a avut un accident, cum mă poate influența pe mine în acest moment? Străbunicul a avut un accident. Accidentul a fost, poate a avut un accident și trăiește, sau a avut un accident și nu trăiește. Luăm orice scenariu. Sunt două scenarii diferite, okay, dar amândouă ne influențează. Dacă a avut un accident, este în primul rând un eveniment care ne ia prin surprindere. Și atunci emoția umană, asta este, așa suntem noi creați și așa funcționăm, este foarte puternică și în structurile noastre, în celulele, în ADN-ul nostru, se imprimă această emoție, această teamă, această frică de pierdere a vieții, de moarte, în structurile bunicului, în structurile bunicii, poate că bunicul are deja copii, în structurile copiilor, și o să vă povestesc ce înseamnă legătura părinte-copil și câtă frică există pentru copil să nu-și piardă părinții. Și atunci toate acestea se înregistrează în structura ADN-ului nostru. E ca un program, da? Este pe care îl preluăm. Este ca un program pe care îl preluăm și el, dacă nu se vindecă atunci, și de obicei nu vindecăm pentru că nu știm cum să vindecăm, nu știm ce înseamnă de fapt vindecare, înseamnă a accepta lucrurile exact așa cum au fost, exact așa cum s-au întâmplat. Ce facem noi de obicei? Începem să ne punem întrebări. Dar de ce mie? De ce mi se întâmplă așa? De ce mi s-a întâmplat? Uite că mi s-a mai întâmplat și altceva în afară de chestia asta, de accidentul ăsta. Și atunci ne punem tot felul de întrebări și blamăm cumva inconștient pe Dumnezeu, pe noi, pe cei din jurul nostru și mai ales într-un accident poate să apară dinamica victimă-agresor. Și atunci această dinamică este foarte puternică. Dacă, spre exemplu, șoferul vehiculului, să zicem că nu bunicul a condus, ci bunicul a fost lovit de o mașină, șoferul poate nu a fost atent, poate nu i-au mers frânele, poate cine știe ce s-a întâmplat, el devine agresor, cu voie sau fără de voie, și atunci dinamica victimă-agresor, și o să, de fapt, vă spun acum, în această dinamică, ambele persoane fac parte din familie, chiar dacă nu sunt legate prin sânge. Deci este atât de puternică influența pe care o au în familie astfel de evenimente, încât persoana care a produs agresiunea devine parte din familie. Și mă influențează și pe mine acum. Și te influențează și pe tine. Și este posibil ca la un moment dat în viață să ai parte de un accident. Poate mai ușor, poate nu în aceleași condiții, dar care să te ajute pe tine să echilibrezi energia din acel moment a accidentului tău, da? Să accepți lucrurile exact așa cum au fost și prin acceptarea pe care tu o aduci în energia câmpului sistemic, sistemului de familie, se acceptă și energia și agresiunea care s-a întâmplat cu ani în urmă cu bunicul. Ok, și ce ar fi trebuit să facă bunicul în acel moment ca acea energie să nu influențeze urmașii lui? Se întâmplă destul de rar ca într-un accident
cel care este vătămat să aibă o atitudine pozitivă față de cel care aduce vătămarea. De obicei, noi îi criticăm pe cei care n-au adus o problemă în viață, îi blamăm, le găsim tot felul de motive, nu numai că n-au fost atenți, că au fost cu capul nor și mult mai grave, și rămânem cu o energie negativă la adresa lor și atunci acest câmp, energia se blochează și câmpul are nevoie să desfacă aceste energii. Ce ar fi trebuit să facă în cazul acela ar fi fost, poate nu neapărat o discuție față în față, deși în ziua de astăzi se poate avea și o discuție față în față, uite, asta s-a întâmplat, asta am simțit, asta mi s-a întâmplat. De multe ori există acel unghi mort, când nu vezi circulând, da? Nu se știe niciodată ce se întâmplă și astfel încât să ajungem la nivelul acela de echilibru și de acceptare. Da, că lucrurile au fost cum au fost, eu am de înțeles ce am de înțeles din experiența asta, el are de înțeles ce are de înțeles, dar nu rămâne între noi. Au fost lucruri grele în istoria și în istoria noastră. Îmi aduc aminte de o constelație în care cu ani în urmă doi prieteni buni care lucrau în cadrul, într-un cadru al armatei, nu specific care. Unul își curăța arma și fără voie și-a împușcat prietenul. Și cum să te poți, cum să poți tu accepta lucrul ăsta ca om? Pentru că nu numai că nu suntem creați să luăm lucrurile cu ușurință, nu suntem nici educați nu să le luăm cu ușurință, dar să le înțelegem la adevărata, la adevărata lor realitate. Noi trăim aici într-o lume în care putem percepe, percepțiile noastre sunt acum destul de limitate, sunt acum la un nivel destul de limitat, se pare că încep să ni se deschidă percepțiile, să se extindă și vom putea să vedem că lucrurile stau altfel în această lume. Și atunci putem să vedem din puzzle doar o piesă sau două. Pe măsură ce mai evoluăm, mai creștem, mai se desfășoară viața în jurul nostru, mai vedem și alte piese. Hai să vedem cum se desfășoară o astfel de, un astfel de workshop. Da, da, da. Aș fi vrut întâi să fac câteva mențiuni legate de știință. De ce? Pentru că în activitatea mea am întâlnit destul de mulți oameni care sunt orientați către știință și care au uneori nevoie de un pic de explicații științifice. Sceptici care au nevoie de explicații. Raționalii, toți suntem, da. Da. Au nevoie de un pic de explicații științifice astfel încât să poată să se așeze cumva între informații și să prindă informațiile. Și țin să fac asta pentru că știința deja a făcut pași mari și rapizi. De la o zi la alta aflăm lucruri extraordinare despre noi ca oameni, despre cine suntem noi și despre această structură pe care acest corp și această minte pe care noi nu îl evaluăm, nu le valorizăm așa cum ar fi nevoie dar să le valorizăm. Dar învățăm ușor-ușor. În primul rând vreau să vorbesc despre această conștiință colectivă, subconștientă, inconștientă, Jung a numit-o inconștientul colectiv. Un cercetător biolog britanic, Robert Sheldrake, l-a numit câmpul morfic sau morfogenetic. În constelații de familie se numește The Knowing Field, câmpul cunoașterii. Această conștiință care se află peste tot în jurul nostru și fizica cuantică a demonstrat că există, mecanica cuantică ne spune, da, există ceva în jurul nostru, este energie și informație care este în jurul nostru și înăuntrul nostru și s-au făcut multe experimente cu ADN-ul, au luat bucăți din ADN, le-au dus departe de tot ceea ce se întâmpla cu ADN-ul rămas. Influența se repercuta în ADN-ul dus foarte departe, izolate în așa numitul vid, care am aflat ulterior că nu mai este vid și așa mai departe. Deci,
Existăm împreună și în acest câmp morfic, morfogenetic, suntem interconectați colectiv, toți, da? Ca într-o rețea. Și se pare că aceasta este rețeaua reală, dincolo de rețeaua pe care o folosim noi zi de zi la calculator. Și s-au făcut multe, multe cercetări. Spre exemplu, este un domeniu nou al geneticii care se ocupă cu studiul activității genelor, deci cum funcționează genele. Este ca un mic software pe care îl avem în noi, care comandă genelor cum să se comporte. Și epigenetica ne spune că aceste experiențe care se întâmplă în viața noastră sau în viața strămoșilor noștri rămân implementate, scrise în structurile noastre, sunt informații pe care le găsim acolo și care pot fi accesate de generațiile următoare. S-au făcut studii legate de o mulțime de evenimente pe care le știm toți din această istorie, al doilea război mondial, marea foamete din Olanda, Holocaust, evenimentul de la 11 septembrie din state, și studiile au mers până la a treia sau a patra generație, dar ele pot merge mai departe. Cercetătorii spun că încă nu au ajuns să meargă mai departe de a treia, a patra generație. Există aceleași modificări în structura genetică și în comportamentul genelor la generațiile viitoare care au existat la persoanele care au participat la aceste evenimente. Și sunt multe modificări la nivelul genetic. Ceea ce confirmă nu numai constelațiile de familie, ci multe alte terapii care se practică în această lume de când omul este pe acest pământ. Deci contează nu numai moștenirea genetică, ceea ce primim de la părinții noștri, ci și experiența, și primim de la ei programe de viață. Știința de a relaționa, știința de a te bucura de viață, de a fi fericit. Și tot știința dovedește acum că noi putem schimba aceste programe. Și da, le putem schimba. Sunt neuroștiințele ne învață acum o mulțime de lucruri extraordinare și ce ne ajută constelațiile de familie, ne ajută să le conștientizăm și nu este nevoie să aflăm neapărat istoria. Se întâmplă foarte ades în constelații de familie, cineva vine să-și rezolve o problemă. Să zicem o problemă apărută din senin, să zicem că dintr-o dată, da, să zicem că dintr-o dată lucrurile nu mai merg în carieră, în job, și vin să văd ce fac, îmi schimb jobul, schimb orientarea, că mai ales că acum este la modă lucrul ăsta. Și atunci vin în constelație, începem să lucrăm constelația și aflăm că ceva s-a întâmplat în familie cu mama, cu tata, sau că legătura mea cu părinții mei, și o să spun acum și o să repet acest lucru de câte ori o să fie nevoie. În primul rând, constelațiile de familie se referă și se focusează pe relațiile pe care noi le avem în familie. Și în al doilea rând, cele mai importante relații din viața noastră sunt relațiile copiilor cu părinții, relațiile noastre cu părinții și relația noastră cu relația dintre părinții noștri. Pentru copil sunt esențiale aceste legături. Și atunci venim la constelație și aflăm lucruri din constelație. S-a întâmplat ceva cu mama, s-a întâmplat ceva cu tata, pe care noi nu le știm. Mergem și întrebăm, și ni se confirmă informațiile pe care le aflăm din constelații. Noi nu facem constelații ca să aflăm lucruri, nu facem constelații ca din curiozitate, dar ele apar și de multe ori nu este nevoie să știm exact ce s-a întâmplat, pentru că pe noi nu ne interesează ce s-a întâmplat, ne interesează să reglăm energia. Bert Hellinger spunea că, din punctul lui de vedere, constelațiile de familie nu sunt pentru vindecare. Nu sunt pentru vindecare.
nu este intenția de a vindeca clientul. Nu trebuie ca facilitatorul să vină cu în constelație cu și nici clientul de a vindeca. Vindecarea se întâmplă ca urmare a energiei care începe să circule și să se deblocheze. Intenția în constelație este de a regla disfuncționalitățile din sistem. Important în constelație este sistemul de familie, conștiința de familie și nu individul. Tocmai de aceea, sistemul de familie forțează generațiile următoare să regleze energia astfel încât să se vindece ceva din trecut. Și de multe ori se întâmplă și știm cazuri în care generații de-a rândul au suferit de cancer. Și nu se... La un moment dat am auzit această expresie, da, și mama și mătușa și... E cumva o resemnare că da, s-a întâmplat în familia noastră acest lucru. Și atunci te întreb, dar de ce să ne resemnăm și să nu căutăm de ce s-a întâmplat acest lucru în familia noastră? Când a pornit acest lucru? Ce s-a întâmplat când s-a pornit acest lucru? Ce anume nu este conectat? Pe cine nu vrem să vedem din familie? Pentru că... Și mergem în spate, da. Desfășoară un astfel de workshop de constelații. Putem face constelații în grup sau putem face constelații individuale. Unul la unul, da? Unul la unul. O să vorbesc întâi despre constelațiile individuale, că vorbim mai puțin. Pentru constelațiile individuale vom avea nevoie de niște ustensile. Sunt un fel de figurine, din păcate nu le-am adus, nu le aveam acasă, pe care le folosim ca reprezentanți pentru constelația noastră sau orice alte obiecte putem folosi, orice care alte să simbolizeze obiecte un care al să familiei, simbolizeze nu? Membrii familiei sau nu numai o persoană, ci și o parte a noastră, banii, spre exemplu, pentru că toți sunt vremurile în care vrem serviciul, munca pe care o avem, deci un concept, da? Și putem face constelații în grup și sunt extraordinar de eficiente constelațiile în grup și toți cei care au participat au fost impresionați. E adevărat că prima participare la constelații, mai ales când nu intri imediat în reprezentare, poate părea un pic teatral, lumea începe să se gândească, dar ce fac oamenii ăștia aici, joacă teatru? Nici măcar nu este asemănătoare cu psihodrama, unde ai un rol pe care îl interpretezi. Spre exemplu, rolul de mamă, ce ar trebui, cum ar trebui, cum face mama. Însă aici intrăm în energia, în câmpul familiei, în acest câmp morfic, câmpul cunoașterii, inconștientul colectiv al familiei, și pur și simplu simțim ce se întâmplă. Participanții se așează pe margine, încerc, de obicei. O secundă, numai o precizare să faci. Există un număr fix în acest grup sau este nu, variabil? De obicei este variabil. De obicei este bine să fie 6-7 persoane, uh-huh, astfel încât să putem să lucrăm liniile de străbuni. Cel care își dorește să facă o constelație are o discuție foarte scurtă, adică o frază sau două cu facilitatorul despre problema pe care o aduce în discuție, despre ce îl doare, despre dorința sufletului. Când spun foarte scurtă, și am spus o frază sau două și ne referim nu la povestea noastră, pentru că noi avem tendința de a ne crea povești și ne-a recrea poveștile, ci la istoria legată de familie și de acea experiență. Da? Uneori se lucrează așa numitele constelații în orb, când participanții, deci această frază nu se spune în prezența participanților. Eu ca și persoană care doresc să-mi lucrez constelația, nu îi spun facilitatorului despre ce subiect vreau să lucrez de față cu ceilalți participanți, rămâne între ei doi, ceilalți nu știu despre ce se lucrează. Clientul își alege din grup după cum simte. Se face o trecere de la starea în care suntem noi rațională la o stare mai profundă,
de conectare cu noi înșine. Și atunci alegem din suflet, de undeva dinăuntrul nostru, ceea ce simțim participanții. Îi alegem, îi poziționăm, se poziționează după cum simte clientul, așa cum simte clientul că sunt în relație acum. Spre exemplu, să zicem că își alege clientul munca și se poziționează, alege un participant care să îl reprezinte pe el și un reprezentant pentru muncă. Și își poziționează reprezentantul pentru el și reprezentantul pentru muncă în relația pe care o simte în acest moment că este între el și muncă sau cu mama și așa mai departe. Pornim de la simplu și apoi mergem după cum ne duce câmpul. Este o muncă profundă, este o muncă care se întâmplă la nivel de suflet. În momentul în care începe să apară mintea, imediat se simte și nu simte numai facilitatorul care are ani buni, cel puțin 3 ani de formare și multă experiență, pentru că mergi și mai faci cursuri și cu alții profesori, nu numai cu cel cu care ai făcut formarea. Se simte în câmp, toți participanții simt. Ce este un lucru pe care vreau să-l menționez este acela că, indiferent dacă ai participat ca și reprezentant în constelația cuiva sau ai venit doar ca să stai pe margine, toată trăirea care se întâmplă în constelație te afectează. Și peste timp îți dai seama că ți-ai rezolvat, bine, de atunci îți dai seama că se întâmplă subiecte, se desfășoară subiecte care au legătură cu tine, dar peste timp îți dai seama că poate ți-ai rezolvat o treabă doar participând acolo în acest grup de constelații, fără să fii reprezentant. O astfel de problemă se rezolvă după un singur workshop de constelații sau e nevoie de mai multe? Uneori da, alteori nu. Spre exemplu, relația cu mama, din experiența mea, este o relație care poate fi rezolvată din prima constelație. Să spunem că se rezolvă, nu știu, este prea mult spus. Aducem ceva. Ameliorare, da? O ameliorare, uh-huh. Da? Relația cu mama este atât de complexă și trăirile noastre față de mamă și lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră, la un moment dat aflăm că da, ne-am rezolvat, începem să ne împăcăm altfel cu mama sau să ne împăcăm mai bine decât ne-am împăcat până acum. Și cu toate astea mai e ceva, n-am ajuns acolo, n-am făcut acea legătură și o să vă povestesc despre legătura profundă dintre noi și mamă de care avem neapărat nevoie. Asta într-o emisiune viitoare, te aștept cu mare drag să revii și să continuăm acest subiect care cred că este foarte interesant pentru telespectatori. Îți mulțumesc tare, tare mult și mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc, Dana. Mulțumesc și vouă. Doamnelor și domnilor, încheiem discuția aici. Sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi excelentă în continuare. Pe curând!